Orbii văd, școpii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. To the poor the gospel is preached, praise God. Evanghelia se propovăduiește săracilor, slavă Domnului. I don't care how much money you have. Nu-mi pasă câți bani ai tu. Without the gospel of Jesus Christ you are poor and wretched and miserable. Fără Evanghelia Domnului Iisus Hristos ești sărac, nenorocit. Vai de tine. And then he said, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Și apoi Domnul Iisus adaugă, ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. In the times that we're in, we need to focus upon Jesus Christ. În timpul în care trăim noi, trebuie să ne uităm țintă la Domnul Iisus Hristos. If you are offended by Jesus Christ, dacă ai găsit un prilej de potignire în Domnul Iisus, if Jesus Christ causes you to be uncomfortable amongst your friends, dacă Domnul Iisus Hristos te face să te simți stingher sau neconfortabil în prezența prietenilor tăi, then you need to come to the altar and get right with God. Trebuie să vii în fața altarului și să te pocăiești, să te pui într-o stare după voia lui Dumnezeu. Because there is a world out there that is going to hell. O lume afară vor merge în iad. There is a world that needs to hear about Jesus. O lume întreagă are nevoie să audă despre Domnul Iisus Hristos. There is a world that is lost. E o lume pierdută. And every one of you are missionaries here to America. Și fiecare dintre voi sunteți aici un misionar în America. I praise God for the missionaries to America. Slavă Domnului pentru misionarii din America. Once again, the ancient boundary stones need to be set where they belong. Vechii stâlpi trebuie puși la locul unde aparțin ei. And we need to grab a hold. Și noi trebuie să ne apucăm de acest stâlp, să ne agățăm de ei. Of the only one that can save us. Și să ne agățăm de Domnul Iisus Hristos, singurul care poate să ne mântuie. Jesus Christ. Domnul Iisus Hristos. I want you to turn with me to Mark chapter 10. Vreau să ne întoarcem la Evanghelia după Marcu, capitolul 10. You came to hear an end-time message. Ați venit să auziți ceva despre sfârșitul lumii. And over the next three nights I will be sharing an end-time message. Și următoarele trei nopți voi vorbi despre sfârșitul lumii. But the greatest end-time message I can give you is Jesus Christ. Dar cel mai minunat mesaj despre sfârșitul lumii care pot să vi-l dau este despre Domnul Iisus Hristos. There is no other answer in the world today but him. Nu există niciun răspuns la întrebările din lumea de astăzi decât Domnul Iisus Hristos. Turn with me to verse 46 of chapter 10. Deci Marcu 10 cu 46. And they came to Jericho, and as they went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. And when he had heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. And many charged him that he should hold his peace, but he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga, fiul lui David, ai milă de mine. When you are crying out for God, când strigi către Dumnezeu, many will grab a hold of you and say no. Mulți te vor apuca să spună nu. Hold your peace, be quiet. Fii liniștit, taci din gură. In verse 49, and Jesus stood still and commanded him to be called.
And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. Iisus a oprit și a zis, chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis, îndrăznește, scoală-te că te cheamă. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. What was his garment? Ce era haina lui? His garment was his beggar's coat. Era haina lui de cerșetor. We have too many people wearing beggar's coats today. Foarte mulți oameni poartă haina de cerșetor astăzi. Blind Bartimaeus took off his beggar's coat. Bartimeu și-a dat haina de cerșetor jos, a aruncat-o. He knew he wasn't going to be a beggar anymore. Știa că de acum încolo nu va mai fi un cerșetor. Jesus Christ was going to touch his life. Pentru că Domnul Iisus Hristos își va atinge viața lui. He had no need of that coat anymore. Nu mai avea nevoie de această haină. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Ce vrei să-ți fac? Rabuni, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Iisus i-a zis, Du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată-l orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. His faith had made him whole. Credința lui l-a făcut un om întreg. He didn't need a bunch of people jumping around at him. N-a avut nevoie de mulți oameni ca să-l sară asupra lui. He didn't need somebody grabbing his head and pushing him down. N-a avut nevoie cineva să-l apuce de cap și să-l apese în jos. His faith had made him whole. Credința lui l-a mântuit. And by faith I ask you to stand on the rock Jesus Christ. Și prin credință cer vouă tuturor să stați pe stânca care este Domnul Iisus Hristos. There is no other answer. Nu există alt răspuns. Many people have asked me, isn't there some way around this device, this microchip? Mulți m-au întrebat, nu există o altă cale care să nu fie acest microchip care se pune electronic? Could a glove be made with a microchip in it so I could still get food? Pot să fac o mănușe în loc să-l pun pe pielea mea sau în trupul meu acest microchip? We have the greatest answer, and that is Jesus Christ. Avem cel mai mare răspuns, da, Domnul Iisus Hristos. I want to share in the time that I have left a little of my testimony. Vreau să împărtășesc cu dumneavoastră mărturia personală a mea în timpul care mai îmi stă la dispoziție. In 1966, I was put on a project. În 1966 am fost, mi s-a dat un proiect. I had been with IBM and now I was with General Electric. Lucrasem pentru compania IBM și acum lucram pentru compania General Electric. The project was to develop a little microcircuit. Proiectul era ca să proiectez, să concep un circuit foarte mic. That would connect the nerve ends on a broken spine back together. Ca să conectez terminațiile nervoase atunci când s-a rupt șira spinării, să fac o conexie electrică la a nervilor. This seemed like a good idea to me and something that I would want to be a part of. Mi s-a părut o idee foarte bună și ceva care îmi plăcea plăcere să particip în așa un studiu. I was a very zealous engineer. I worked very hard. I worked many long hours. Eram un inginer plin de zel, îmi plăcea să lucrez și mă dedicam și lucrau more multe. I was a design engineer and used Boolean algebra, Boolean equations to design computer circuits. Și eram un proiectant, inginer proiectant și foloseam calcule matematice ca să fac aceste proiecte de aceste circuite. We were not successful with the young lady with a severed spine. N-am putut și n-am avut succes cu tânăra fată care și-a rupt șira spinării, nervii au fost rupți, să putem să-i reconectăm.
And as time went along, it looked like they were going to close our project down.